Fox Terrier. Bună ziua, dragii mei iubitori de animale de companie. Sunt Cătălin, prietenul tuturor animalelor de companie și nu numai, iar încă de la începutul acestui episod, țin să vă mulțumesc din inimă pentru atenția și îngrijirea pe care o acordați zilnic animalelor de companie, pentru faptul că le iubiți foarte mult, cât și pentru faptul că vă dedicați o parte din viața dumneavoastră și lor. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal de pe YouTube, intitulat Animalul tău de companie, pentru a cunoaște împreună noi date, cunoștințe despre toate animalele de companie pe care le voi prezenta în timp în cadrul acestui episod. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți să vă abonați, să vizionați cât mai multe episoade zi de zi, să vă bucurați de toate animalele de companie de pretutinde. Dragii mei iubitori de animale de companie, astăzi vă voi prezenta câinele din rasa Fox Terrier. Câinele din rasa Fox Terrier este originar din Anglia. Renumiții crescători de câini englezi au obținut acest câine în urma numeroaselor selecții și încrucișări dintre câinii din rasele Bull Terrier, Beagle, Greyhound, Old English Terrier, Tan Terrier, Terrierul Negru și Cafeniu și Ogar. Există două variante ale Fox Terrierului, iar acestea sunt următoarele: Fox Terrierul cu păr sârmos și Fox Terrierul cu păr neted, iar această diferențiere s-a realizat la începutul secolului al XIX-lea. Pictorii de odinioară obișnuiau să îi includă în picturile lor încă din secolul al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. În anul 1860, British Kennel Club a recunoscut și înregistrat această rasă în registrul ei. De-a lungul vremurilor, au fost folosiți de către oamenii de odinioară la paza locuințelor, la vânătoarea de animale mari, cum ar fi cerbi, urși, mistreți, etc. Vânătorii l-au supranumit Atila Rozătoarelor, fiindcă este unul din cei mai buni câini de vizuină, urmărește și distruge toate rozătoarele, iepurii, bursucii, vulpile, etc. Este un câine muncitor, este capabil să sape într-o oră o groapă de peste un metru adâncime pentru a da de animalul ascuns în vizuină, cât și pentru a-l scoate afară ca vânătorul să-l poată împușca ulterior. Datorită faptului că Fox Terrierii acționează în apropierea și profunzimea pământului, cum ar fi săpatul la vizuină, au fost denumiți terieri. În anul 1885, rasa a fost recunoscută și înregistrată în American Kennel Club. Fox Terrierul este un câine inteligent, energic, activ, deosebit de prietenos, zburdalnic, curajos, iute, viguros, afectuos, devotat stăpânului său, uneori dau dovadă de o încăpățânare mai mare, dar printr-un dresaj adecvat, corect, devin ascultători în timp. Iubesc joaca cu copiii, se înțeleg foarte bine cu aceștia, este un câine de pază ideal, se adaptează foarte ușor și la viața de apartament, socializează foarte bine cu celelalte animale din gospodărie, dacă au crescut de mici cu acestea. Este un companion ideal persoanelor active, sportive, le place mai mult mișcarea în aer liber la curte, îngrădită de un gard înalt, solid, unde să beneficieze de un spațiu mai mare, generos, pentru joacă, alergare, etc. Socializarea trebuie efectuată încă de timpuriu, atât față de oameni, cât și față de celelalte animale din gospodărie. Dresajul trebuie realizat corect, adecvat, cu profesionalism, consecvent, cu fermitate, calm, răbdare, înțelegere și iubire din partea stăpânului său. Recomand folosirea recompenselor alimentare pentru a le capta atenția, cât și pentru a îi motiva ca pe viitor să îndeplinească mult mai atent și mai bine comenzile date către el de stăpânul său. Fox Terrierul este un câine de talie mică spre medie, are un corp bine proporționat, puternic, de formă pătrățoasă, capul este în formă de pană, are un craniu turtit, botul este conic, are un nas negru, ochii sunt mici, de culoare închisă,
Urechile sunt în forma literei V, gâtul este musculos, coada este purtată în sus, blana este formată dintr-un păr drept, aspru, lucios, lipit de corp, des, la câinii cu părul neted, iar la fox terierul cu păr sârmos, părul e tare, des, uneori ușor ondulat, sârmos. Culoarea blănii la ambele variante este alb cu pete mai cafeniu și negru. Înălțimea este cuprinsă între 35 și 42 de centimetri, iar greutatea este situată între 7 și 12 kg. Durata de viață este cuprinsă între 13 și 15 ani, dar acest barem a fost uneori depășit de unele exemplare de câini care au beneficiat de o îngrijire mai bună, atenția cuvenită, iubire oferită de stăpânul său pe durata întregii sale vieți. Fox terierul este un câine foarte rezistent, este sănătos pe durata întregii sale vieți, dar mai pot apărea la unele exemplare, la un moment dat, unele boli, cum ar fi cataracta, glaucomul, limfosarcomul, etc. Dragii mei iubitori de animale de companie, recomand pe această cale tuturor iubitorilor de animale un exemplar din rasa Fox Terrier, fiindcă este un câine foarte bun, dă dovadă de calități incontestabile, este jucăuș, distractiv, iubește mult copiii și joacă cu aceștia, este un câine foarte bun de pază și protecție a locuinței și a teritoriului unde locuiește, e pus mereu pe șotii, e vesel, este un animal de companie excelent pentru întreaga familie. Zilnic trebuiesc efectuate plimbări pe distanțe lungi, alergare, exerciții, antrenamente, joacă cu el, pentru a își elibera din energie, cât și pentru a fi stimulați fizic și mental. Evitați să îi țineți închiși timp îndelungat, fiindcă pot deveni în timp nervoși, anxioși, agresivi. Asigurați-le libertate de mișcare în aer liber, zilnic, minim 2 ore, 2 ore și jumătate, fiindcă altfel pot deveni destructivi. Preferă joaca cu copiii, dar vă recomand o supraveghere îndeaproape a tuturor interacțiunilor dintre câini și copii pentru a se evita din start orice eveniment neplăcut. Învățați-vă copiii din timp cum să se comporte în preajma câinilor, să nu îi lovească intenționat, să nu îi tragă de coadă sau urechi, să nu le ia niciodată mâncarea din față atunci când aceștia mănâncă, să nu îi deranjeze atunci când câinii dorm prin diferite zgomote puternice, fiindcă câinii se pot speria și pot ulterior să aibă un comportament agresiv. Să nu intre pe teritoriul lor fără acceptul stăpânului sau în lipsa acestuia, etc. Dragii mei iubitori de animale de companie, cam acestea au fost de spus în mare despre câinele din rasa Fox Terrier. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal intitulat Animalul tău de companie de pe YouTube. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți care nu v-ați abonat să vă abonați pentru a cunoaște împreună zi de zi noi date, cunoștințe despre toate animalele de companie și nu numai, dragi nouă tuturor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Vă rog mult din suflet să nu uitați după vizionarea acestui episod de like, share și subscribe, fiindcă fără voi nu pot exista. Cu drag, Cătălin. Pe curând!